Un minor în vârstă de 16 ani a fost rănit în urma unui accident de circulație petrecut pe DN14 pe raza localității Târnava. Au fost implicate două autoturisme conduse în aceeași direcție de doi bărbați din Copșa Mică în vârstă de 41 respectiv 42 de ani. Unul dintre șoferi l-a lovit pe celălalt din spate, iar în urma coliziunii, un băiat în vârstă de 16 ani a suferit un traumatism la membru superior și un traumatism lombar, fiind transportat de urgență la spital. Polițiștii biroului rutier Media și-au intervenit la un accident rutier produs pe drumul național 14 în localitatea Târnava. Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au constatat faptul că în accident sunt implicate două autoturisme, coliziunea fiind față-spate. Se pare că șoferul unui autoturism a oprit pentru a acorda prioritate de trecere unei persoane, iar autoturismul din spate, pe fondul cel mai probabil al nepăstrării distanței reglementare în mers, a intrat în coliziune cu acesta. Mașinile erau conduse de către doi bărbați, ambii din Copșa Mică, în vârstă de 41 respectiv 42 de ani. În urma coliziunii a rezultat vătămarea corporală a unui băiat în vârstă de 16 ani. În continuare sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiuni de vătămare corporală din culpă.